nu știu dacă este normal ca 50.000 de abonați de municipiu să meargă să negocieze la fundunerea cu cine. Va sta managerul, va sta compartimentul economic, va sta compartimentul comercial. Cum poți să negociezi cu 50.000 de abonați individual? Și ce să negociezi? Și ce să negociezi? Ce vrei? Să intimidezi pe oameni? Vor să intimideze pe oameni și le spună că dacă vor continua cu aceste cereri, o să plătească mai mult. Pentru că sunt cetățeni care au venit și ne-au spus exact ce s-a discutat acolo. Dar așteptăm. Încă așteptăm să vedem ce decid consilierii locali și după aceea lucrurile vor lua o altă tonură pentru că sunt prea multe abuzuri și abuzurile continuă. Adică trebuie să ajungem din nou la ușa lui Mangiurea și ne ducem și ne rugăm cu domnul director să ne recalculeze facturile, să ne dea bani înapoi care sunt, de fapt, banii noștri încasați, ilegal, în ultimii ani. Deci am ajuns exact la situația, dacă vii la PSD la ușă, să rezolvă problema. Dacă nu vii, nu se rezolvă. Lucrurile deja au ieșit după făgașul ăsta. Oamenii nu mai sunt dispuși să tacă. Oamenii nu mai sunt dispuși să suporte abuzurile celor de la Dunărea, pentru că le suportă pe banii lor. Și până aici, cred că a fost posibil acest lucru. Deci, oamenii primesc scrisori în care se recunoaște de către CUP Dunărea că s-a greșit la calculul facturilor și să vină la mediere? Nu, oamenii primesc scrisori în care se comunică fișa de client, toate facturile emise în ultimii 3 ani de zile. Așa. Soldul facturilor, dacă mai sunt sume de stat sau dacă s-au plătit în avans. Și li se comunică să vină la o cameră acolo, nu știu dacă vă spun camera 12, 13, 14, să discute despre situația apei de ploaie în dreptul contractului lor. Păi, dar li se spune, frate, am greșit, că dacă n-ați greșit la factură, ce să discutăm? Nu li se spune treaba asta. Sunt chemați să negocieze. Exact așa este formulat. Sunt chemați să negocieze. Este aberant. Deci negociez când e ceva greșit și mă chem să discutăm despre asta.